Clericii și credincioșii din capital au participat astăzi la tradiționalul pelerinaj închinat intrării Domnului în Ierusalim. Manifestarea a început cu vecernia săvârșită de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în biserica mănăstirii Radu Vodă. Înainte de a pleca în procesiune, au fost sfințite ramurile de salcie și finic. Sub protia episcopului vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, preoții și credincioșii, purtând în mâini ramuri de salcie și finic, au plecat apoi în procesiune către Catedrala Patriarhală, făcând două opriri. La Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou și la Biserica Sfânta Ecaterina. Aici au fost întâmpinați de profesorii Facultății de Teologie Ortodoxă. Aproape 800 de preoți participanți din București, dar și din județul Ilfov, au plecat de la mănăstirea Radu Vodă din capitală către Colina Bucuriei de la Patriarhia Română. Foarte mulți tineri, copii, alături de părinții lor, au ținut în mână ramuri de salci și de finic, sfințite de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul și s-au îndreptat către Patriarhia Română, înălțând o rugăciune către Dumnezeu și rugându-L să-i ajute și în urcușul duhovnicesc din Săptămâna Mare a Patimilor. Marea sărbătoare a intrării Domnului în Ierusalim a fost întâmpinată de mulțime multă de pelerini, tineri și bătrâni, copii de toate vârstele, veniți împreună cu părinții lor. Cum ți se pare manifestarea de astăzi? Ai mai fost și în alții ani? Da, am fost în fiecare an și mi se pare foarte frumos, un gest de comunitate și am venit să mă rog pentru familia mea, pentru mine și pentru toată lumea, pentru pace, pentru asta. Este o mărturisire de credință venirea la pelerinaj? Da. Ce ai simțit astăzi când ai văzut atâția preoți, atâția oameni care s-au strâns la pelerinaj? M-am bucurat să văd că lumea încă se mai strânge împreună și mi se pare o dovadă de credință, de nu știu. Pentru ce v-ați rugat astăzi? Pentru familie, pentru sănătate, în special pentru sănătate, ca asta e cea mai importantă. Ați mai participat și în alți ani la da, o astfel de manifestare? Da, de câțiva ani încoace, da. Cred că este o dovadă de credință, în primul rând, și să vedem că ne putem aduna toți, să se vadă că mai există credință. Am fost impresionat când am văzut toți preoții adunați la Radu Vodă. Am venit pentru că am auzit de la preotul de la biserica unde merg eu de regulă că va fi procesiunea aceasta și am văzut repede pe internet și am zis haide să vin și de curiozitate și la îndemnul preotului. Avem nevoie noi ca popor de o astfel de procesiune? Avem nevoie și îmbucurător este că participă din ce în ce mai mulți tineri la astfel de procesiuni. Preoților din București li s-au alăturat și clericii din județul Ilfov, dar și oaspeți din alte țări ortodoxe. Este foarte impresionant, de dovadă de unitatea ortodoxilor, a creștinilor ortodoxi, a preoților și credincioșilor. În această procesiune se vede cu adevărat că oamenii au înțeles mesajul lui Hristos, că toți sunt una și după cum spunea Sfântul Pavel, nu mai există elin, nici iudeu, nici bărbat, nici femeie, ci toți una în Hristos. După ce au urcat pe Colina Bucuriei, pelerinii au fost întâmpinați de către preafericitul părinte Patriarh Daniel, care i-a binecuvântat și le-a vorbit despre semnificațiile duhovnicești ale procesiunii de florii.